Gerul năprasnic de afară nu l-a împiedicat pe Moș Crăciun să sosească la copiii din Pitești. Îndrăgitul moș a poposit în parcul Strand, chiar acolo unde primarul Tudor Pendiuc inaugura orășelul copiilor. Edilul șef i-a urat moșului bun venit și l-a numit primar al orășelului copiilor. Moș Crăciun, dragi copii, dragi părinți, dragi bunici, străbunici, este pentru mine o bucurie, o mare bucurie, venirea sărbătorilor de iarnă. Veți fi de acord cu mine că imaginea lui Moș Crăciun, sărbătorile de iarnă, sunt poate momentele cele mai frumoase din viața unui copil, de care își va aduce aminte toată viața cu mare plăcere și vor persista în imaginea fiecăruia dintre noi. În cinstea lui Moș Crăciun, Primăria Municipiului Pitești a oferit un spectacol artistic susținut de Centrul Cultural Pitești și de Palatul Copiilor din Pitești. Pentru prestația lor, micii artiști și nu numai au primit pachete cu dulciuri din partea municipalității. Cămăcuța n-a făcut florile galbe, și tădea să n-a avut florile galbe. Și când zita căpătat florile dalbe, covata i s-a crăpat florile dalbe. Când covata a lipit florile dalbe, anul nou a și venit florile dalbe. Din cer senin un cor divin, se aude lin cântând. Păstori cu har, pe culmea var, ne-i azi în dar ducând. Păstori cu har, pe culmea var, ne-i azi în dar ducând. Șosea din zări, venită șosea din zări, venind cărări, spre depărtări arzând. Conduce marș cu daruri dragi, în alte sași ducând. Conduce marș cu daruri dragi, în alte sași ducând. O-nchinăm cu veselie și cu mare bucurie, că-am ajuns seara de ajunsă a bătrânului Crăciun. Sus mai sunt la mâna ta, ce-am știut de v-am cântat, să rămâneți sănătoși, sănătoși și bucurăși. Sunt colindele să-i cântăm, sărbătoarea lui